Revenim, emisiunea Realități Rurale, mergem împreună cu Patricia Pop și invitații noștri și să numim aici pe cei care astăzi ne-au însoțit în periplu, deocamdată acest vizual sau audio-vizual, în a vă prezenta ce se întâmplă începând de luni, 1 iulie. Deci Bogdan Costa, team leader Carmeuz, Patricia Pop, jurnal agricol de călătorie sau cea care a inițiat acest proiect România văzută din tractor. Sau agrojurnalist sau jurnalist, pur și simplu. Noi jurnaliști din zona asta agricolă suntem toți jurnaliști. Că și eu am început în 93 pe știri, apoi am făcut și din sport și din toate, dar toți jurnaliști ne numim. Ideea este să ne comportăm ca atare și cum am învățat în zona asta, să nu începem să batem câmpii și eu am deschis o pe agricultură, să știi, de la început și am rămas statornic acestui sector. Sigur, așa eu 93, atunci nu prea să vorbim, 93, când am început eu, nu exista nici măcar ideea de emisiune agricolă, era viața satului și atât. Nu exista. Eu am început în secția economic la România Liberă și pe vremea aia exista chiar un supliment care se numea Satul. Satul, da. Frumos. Încă se acordau atenție și acum se acordă, dar nu atât de mult pe cât probabil noi ne-am dorit zona asta rurală să fie prezentată cu bune și rele, că până la urmă nu trebuie cosmetizate. E clar că în zona asta e nevoie de investiții foarte mari și se văd. Dacă mergem în anumite zone, e nevoie de investiții. În același timp, însă, va trebui să prezervăm ceea ce e frumos și bun. Să nu transformăm... Să nu secătuim solul, în primul rând, da, că asta este esențial. Și aici mergem în zona agricolă și spunem solul trebuie să rămână măcar într-o anumită condiție, să putem să lăsăm generațiilor care vin, să poată și ei să aibă roade din acest pământ, până la urmă. Care sunt principalele subiecte de discuție pe care vrei să le ai cu fermierii, de exemplu? Aș vrea să discutăm despre acest an agricol. A fost... E un an ciudat. Ciudat, da, exact. Ai spus foarte bine, imprevizibil, dar să vedem cum a fost acolo, pe... În glie, în pe pământ, în noroi, lor, în brazdă. Da, exact. Așa cum a fost pentru ei, pentru unii a fost foarte bine, adică a plouat atât cât a trebuit la momentul potrivit. Și unii sunt fericiți. Din acest punct de vedere, sunt chiar mulțumiți și s-ar putea să aibă recorduri de producție. Alții sunt săraci disperați pentru că n-au putut face tratamentele la timp. E o presiune foarte mare de boli și dăunători și o să diminueze producția asta cu siguranță. Și mulți dintre ei au mari probleme în a-și o pune la depozit. Acum nu pot să recolteze unii dintre ei. Absolut. Unii nu au depozitare, sunt obligați să vândă marfa, producția de pe câmp. Da, asta este situația. Da, asta este România. Dar și motivele, că până la urmă fiecare fermier își face un anumit plan. Da, nu cam așa, Bogdan. Fiecare fermier își face un plan. Așa iau de acolo inputuri, folosesc calea, știu unde vând, cât de cât. Adică sunt sigur că fiecare are niște planuri și își face niște planuri. Vânde pe câmp, îl pun, fac siloz, am siloz, am împreună cu alții, închiriem silozuri sau așa mai departe. Dar când ajungi în fața vicisitudinii naturii, acolo deja planurile multora se dau peste cap. Sunt dacă nu sunt total, nici asigurați, e cumplit. Aici e o problemă cu asigurarea. O să discutăm și asta și poate că vom avea și ocazia să aducem mai mulți asiguratori. Chiar îmi propun în a discuta într-o emisiune viitoare cu asiguratorii să vedem până la urmă cum se gândesc ei să vină în întâmpinarea fermierilor. E clar că au o marjă mare de, să spunem, eu știu, de a da greș, pentru că în momentul de față asigur niște... Sunt expuși, foarte expuși, dar într-un fel trebuie să găsească undeva, că acest risc să fie preluat și de fermier, dar și de asigurator. Nu să mă duc să mă asigur și pe mă să constat că îmi dă nimic. Dar în același timp și fermierul să fie convins că trebuie să asigure, că altfel nu mai poate. Poate pierde tot. Cred că au conștientizat mulți chestii. E și una din discuții, de exemplu, despre calitatea solului, că vorbea Bogdan mai devreme, calitatea solului pe care îi l-au. Este una din discuțiile pe care le vei face și cu absolut, ei? Absolut. O să vorbim și despre... Și aici trebuie să-ți dea Bogdan o listă cu întrebări și cu lucruri pe care trebuie să le discuți cu... O să mai învăț și eu din punct de vedere. Sigur, până la urmă, cred că le va fi de folos și lor dacă oamenii, nu că răspund la un chestionar, dar dacă oamenii îți spun părerea pe anumite chestii și le rămân și înregistrate și apoi ei le văd și e în plus pentru ei. E da, cum să dacă spună... pot să-i ajut și din punct de vedere tehnic cu niște informații, o să o fac cu mare drag.
Trebuie. Categoric. Categoric. Trebuie categoric. Să faci, nu? Adun informații de la ei, dar adun informații și în sper să aduc duci și informații. Un input pentru ei, exact. Sigur că da. Păi da. Asta sunt interesați. Spuneai, vei vorbi cu ei despre anul agricol. Vreau să văd cum se vede România din brazda lor, din ferma lor. Vreau să văd cum trec peste toate momentele astea. Îmi pun problema ce se întâmplă într-un an compromis din punct de vedere al producției agricole. Cum își revin oamenii ăștia? Ce soluții găsesc? Sunt mulți care sunt în situații disperate, au credite. Hai să vorbim și de situațiile astea dureroase. Deci nu va fi totul lapte și miere sau dulce ca pepenele sau ca prăjiturile? Nu, am spus și lucrurile că nu vreau mai puțin să coafez realitatea. O să punem și degetul pe rană acolo unde va fi cazul, pentru că asta este România, cu bune și cu rele. Corect. Această, să spunem, concluzie la care veți ajunge la un moment dat, o veți comunica și oficialităților? Sau, să spunem, începând de la ministere, descentralizate, că aici sunt, e vorba și de ANSVS și de, eu știu... Sigur că da, prin intermediul zona vostru. De, nu știu, AFIR, zona, că mulți au, când aud AFIR, au probleme. Când aud APIA, și explodează. Mai. Da. Deci, probabil că așteaptă și cei din aceste instituții niște lucruri pe care să le transmiteți. Cu mare drag. Toate informațiile vor fi publice. Noi avem interesul ca tot ceea ce filmăm, tot ceea ce vom regăsi în teritoriu să postăm acolo unde se poate, pe canalul de YouTube, pe Facebook, pe la intermediul vostru, vor fi, vostru, sigur că da. Vor fi oricum, vom avea totul știrile se acelea ei, de seară. Să se uite, da, eu îmi doresc ca oamenii aceștia să aibă dorința de informare, de educare, să fie implicați din punctul acesta de vedere. Știu că în momentul ăsta sunt la recoltat, sunt la tot felul de alte activități agricole, da, și dar mergeți acolo, trebuie vorba... să-și facă timp să se și informeze. Trebuie. Corect. Iar noi o să dăm toate informațiile de care autoritățile au nevoie, tot ce strângem din teritoriu, cu mare drag. E adevărat. Sigur că da. Pentru că aveți un ajutor foarte... O să vă rog să sunăm și la al doilea număr de telefon, încă o surpriză, unul din prieteni. În momentul când ați făcut traseul, au venit propuneri din toate părțile, de exemplu, de la, să spunem, Arbos, au venit propuneri de ferme unde ei au deja utilaje. De la Carmeuz au venit propuneri deja de ferme care, unde au ei produsele și sunt arată foarte bine. De la Patria Bank, fermieri care au beneficiat de creditare și care s-au descurcat foarte bine și sunt buni platnici. Da, trebuie să spun că avem și astfel de fermieri, dar nu ne compunem tot acest traseu din clienții partenerilor. Nu, pentru că vreau să fim cât mai credibili, cât mai măcar, autentici corect, dar și măcar, să aducem ideea de a, sau mai bine zis, niște sugestii unde să merge sau așa mai departe. Da, am primit. Au fost foarte deschiși, au venit și ei cu niște propuneri către noi, dar au venit doar în completare, acolo unde noi poate nu am găsit deschiderea necesară din partea fermierilor pe zona respectivă. Am înțeles. De cel mai de folos v-a fost până la urmă fermierii și asociațiile lor, cooperativele, nu? Da, Cooperativa Țara Mea este un exemplu care ni s-a alăturat și ne ajută în teritoriu. Poți să saluți. Da? Atunci, domnul Florin Burculescu, vă spun de pe acum mulțumesc. Bună seara, domnul Burculescu. Bună seara. Am avut o introducere așa mai... Am lăsat-o pe invitata mea să facă direct introducerea către dumneavoastră. Ne bucură faptul că sunteți atât de aproape de un astfel de proiect și sunteți aproape de toți fermierii pe care îi reprezentați prin această asociație cooperativă și atât de frumos denumită Țara Mea. O țară mai mică de fermieri, o țară mai mare, România, cam asta probabil reprezintă. Poate să reprezintești. O țară mai mică, n-aș vrea o țară mai mare, da. Vă rog, spuneți. Întrebările mele sunt foarte directe ca la orice prieten, partener pe care Patricia a avut. Cât de repede v-ați raliat proiectului? Cât de repede n-am aliat proiectului? Da. Eu cred că am fost instant. Corect. Corect, corect. Adică n-ai la ce să te gândești. E un proiect frumos și inedit. Și cred că va arăta și ceea ce înseamnă viața de fermier reală, mai ales că e prima dată când cineva pleacă prin țară să se aibă cu fermieri la acest nivel. Corect. Pentru că atât de multe ferme.
cu atât de multe ferme, exact. De fermă. Deci înseamnă că ați adus completări la un traseu pe care împreună cu Patricia ați încercat să-l creionați și cu partenerii și prietenii. A, Patricia e cea care conduce proiectul. Noi am încercat să o mână de ajutor, să o ajutăm să vadă cât mai mult din ce își dorește ca să vadă la fermierii români. Am înțeles. Și pentru că trebuie să spunem, poate mulți dintre cei care ne ascultă, deși, așa spuneam mai devreme și astea sunt datele, 80% dintre fermierii României se uită la noi, poate că ar fi un bun exemplu pentru cei care nu sunt asociați încă și nu au o idee despre ceea ce înseamnă o astfel de asociere și ce avantaje are. Două, trei cuvinte să ne spunem și despre Cooperativa Țara Mea. Două, trei 10 cuvinte, eu. Mai multe, 2-3 minute. Păi, ce să vă spun eu? Vă dispus să liniat mai multe game de producție de la industria de lactate, de la proiectare de lapte, de la cultură mare la cultură mică, la legume, de la legume la conserve, ca să fie bancul de producție, de la carne de pui la vatorizare, de la producția de ouă la sortare și livrare de ouă. Și așa mai departe. La cultura mare, la păcănie, adică produci grâu, faci făină. Uite, asta am uitat să o dăm pe listă, mora de făină. Da, n-ar fi rău. Da. Poate că în trecere o adăugați acum. Uite, o notează deja, Patricia. Fără o cooperativă nu poți ca să închizi un circuit de producție. De unul singur nu poți, mai cum. E clar asta. Deci e greu și în cooperativă, dar rămâne singur. De asta s-au și inventat. La legume, spre exemplu, un singur fermier se chinuie incredibil de mult ca să ducă un hectar în producție. Dar rămâne să ai 50 sau 60 de hectare. Corect. Și până la urmă... Până la urmă trebuie să și aibă acea plus valoare pe un produs. Dacă îl vinde din câmp, e clar că nu va câștiga niciodată. Să zicem că și-a făcut producția, că a reușit. Dacă îl vinde din câmp... Să știți că primul pas până la plus valoare e să aibă tehnologie. Se investește. Tehnologia nu poți să o ai dacă nu ai din ce să o plătești. E un circuit închis. Ca să poți, spre exemplu, noi să poți să produci o legumă, o poți face și cu mâna. Să poți să o culegi, e cam greu. Să poți să o menții, e și mai greu. Să poți să vinzi, e incredibil de greu. De-aia trebuie să gândești tot un circuit, trebuie să fie mai mult la un loc. Din punctul de vedere, cooperativa are câți ani? 6 ani? Cooperativa, cred că 6 ani. 6 ani, nu cam așa ceva. 6 ani, da. Da. În acești 6 ani, cum a crescut? Cum ați văzut lucrurile dezvoltându-se până la urmă? Pentru că puterea exemplului e cel mai bun lucru și în zona asta agricolă. Vă pot spune că ne-a modificat gândirea de acum 6 ani radical. Fiecare an a adus câte ceva în plus și ne-a obligat să ne modificăm, să ne pliem pe piață. Am făcut schimbare, cea mare schimbare care ne-a definit a fost că am pus producția după vânzare, nu invers. Vânzarea după producție. Corect. Fără asta a fost o schimbare de mentalitate foarte grea. Și dificil de făcut. Asta e important. Cred că la noi ați fost invitat la emisiune. Pentru că, vedeți noastră, dacă te-a pus să plantezi sau să produci ceea ce fiecare dintre noi din sat produce, la un moment dat creezi o breșe de supraproducție pe sat. Nu au înțeles acest lucru? Cooperația culturilor. Au înțeles? L-am înțeles și noi, l-am înțeles primit noi și după aia toți cei din cooperativă. Toți exemplu din cooperativă. Să nu te mai concurezi, să ai întotdeauna un alt produs, să poți să mergi cu cantități care să satisfaci cererea și așa mai departe. Lucrurile astea probabil că nu le-am reinventat, doar că trebuia să le pricepem noi mai bine la un moment dat. Lucrurile astea acum, eu vă spun că nu sunt de noi inventate. Le privind doar mult mai atent și le-am înțeles mult mai atent. Exact. Să spunem că o parte din membrii membrii cooperative. Mai tare, Patricia. Așa, să spunem că o parte din membrii acestei cooperative au ajuns cu produsele lor în supermarket.
da? Lucrează cu Kaufland și știu foarte bine cum trebuie să producă, ce condiții trebuie să îndeplinească, ce criterii de selecție a producției. Asta este, da? Idealul, să ai o piață de desfacere sigură și o cantitate astfel încât să... Putem să spunem că am învățat să vindem la Kaufland. Ați învățat să vindem. Exact, da. Putem să spunem că a fost și este un parteneriat în care Kauflandul s-a plecat asupra noastră și ne-a ajutat ușor să înțelegem ce anume dorim de la ei. Mm-hmm. A fost ușor. Da, e adevărat. Sper să învățăm și pe alții. 800 de fermieri la momentul actual au învățat să producă pentru model trading, ceea ce e foarte important. Așa este. Asta este viitorul, domnul Burculescu. Ne pare bine că ați fost cu noi aici. Pe parcurs veți fi prin intermediul membrilor cooperativei alături de Patricia în proiectul ei. Ne vom bucura să vedem și probabil din membrii cooperativei să-i vedem chiar și aici în materiale pe care Patricia le va realiza și apoi noi le vom difuza. Așa că... O să fiți surprinși. O să fiți plăcut surprinși. Sigur, știm, am auzit lucruri foarte bune, dar vrem să le arătăm și altora care nu știu despre ele. De fapt, asta este. Ducem informația. Asta facem noi aici la AgroTV și e un prilej foarte bun ca Patricia, prin intermediul ei și ce transmite noi mai departe, să dăm această informație. Ok, vă mulțumesc și eu. Mulțumesc. Și succes, mulțumim și noi. Mulțumesc. Succes, domnul Burculescu. Mulțumesc. Bine, la revedere. Mulțumesc. Toate cele bune. Dar sper ca fermierii pe care îi vom vizita și sunt membrii ai acestei cooperative să fie un model și o inspirație pentru alții. Păi așa trebuie, nu? Trebuie asta să fie. Ar trebui. Nu ne ducem la aia, cei mai buni, nu ne ducem la oricare. O să ajungem și pe la fermierii mai mici, nu? Da, ne ducem la cei mai buni să arătăm exemple de bune practici, pe cei dar te duci la cei care au probleme și care încearcă să-ți găsească locul, încearcă să-ți găsească direcția, da, pentru că sunt sigur că astfel de fermieri sunt. De la astfel de fermieri, eu încerc să aduc informație care să le folosească și fermierilor mai mici. Aș vrea să-i determin să se asocieze, să înțeleagă că aici este cheia în asociere și să învețe cum pot produce pentru lanțurile de magazine, că acolo este vânzarea. Și uite, sigur, în felul ăsta vorbim despre valorificare. Se cumpără din supermarketuri. Da, și să vorbim despre valorificare, pentru că aici este buba, problema cea mai mare pentru ei. Toți spun, doamnă, de produs producem din Mostrămoș, știm să facem și roșii și castraveți și vinete și de toate. Dar cum le vinde? Că ne-am săturat să stăm la tarabă în piață. Tarabă în piață, soacra, pe marginea bunica, drumului, mama, să vină intermediarii, că aici e o mare problemă. Și e altceva să înveți să produci, domne, ce ai de făcut? Ai de făcut roșii, bun, soiul ăsta îl vrem în data de, cantitatea de, totul la... Și disciplinează și exact cum zicea și domnul Burculescu, încearcă să nu se mai concureze unii pe ceilalți în anumite zone. Că erau la un moment dat, mergea bine cu cartofii într-o anumită comună asta de prin sud aici, unde mergeam toate. Mergea bine cartofii, anul viitor toată lumea cartofii. Mergea bine castraveți. Mergea bine ceapa, nu chiar peste tot, dar mă rog, exagerez aici, ardei peste tot. E, așa învață foarte bine să-și dimensioneze împreună cu ceilalți producțiile și să fie sigur că vor da, nu 100%, că nu vor vinde poate tot 100%, dar cea mai mare parte. Deci dispun de un buget, sau mai bine zic de un venit sigur în urma unor contracte pe care ei le fac. Da, trebuie să învățăm să menținem niște relații comerciale, să fim serioși, responsabili, să Și mai ales să fie, cum se spune, de drum lung. Cum sunt fermierii din România, Bogdan? În momentul în care capătă încrederea, sunt de drum lung sau se mai schimbă? Că dacă vine un alt furnizor cu un produs asemănător, de aia mai are 5 bani în minus și așa mai departe, se duce repede la ala și cumpără de la el? Nu, de fapt, să știți, chiar sunt de drum lung. Au învățat, în momentul au învățat, da. Se cunoaște că totuși au trecut niște ani peste noi de când... Sunt 30 de ani după 89, da. Maturiza piața. Și într-adevăr, piața e, pot să spun, e mai matură, e mai solidă. Într-adevăr, ei prind încredere și după ce au văzut cum funcționează un produs și îl iau întâi pe suprafețe de test, urmând ca apoi să-l introducă în tehnologia lor. Și când l-au introdus în tehnologia lor, deja foarte greu mai schimbă. Adică nu mai schimbă. Nu mai schimbă, da. Cu alte au început cuvinte, să da. Facă cercetare, da, știi? Pe cont propriu, da. Iau, testează. Adică nu se uită numai pe Facebook și eu de acolo, zice ăla, a zis ăla, că fermierul la mai mic mai face încă. Băi, uite,
trecând, sau mai bine zis, primul exemplu era de la vecin. Vecinul l-a văzut pe vecinul că a dat cu produsul ăla, deși el că l-a văzut pe vecinul că are porumbul e așa mai înalt decât ăla. Bă, vecine, ce mai... După aia au început pe Facebook și să spună, și încep să spună, dar voi ce folosiți pentru aia? Și se informează în ghilimele pe Facebook și alte. Din păcate, Facebook-ul nu este un, tot timpul... O sursă bună de informație. Chiar nu este și este foarte bine ce se întâmplă în toate zonele astea. Nu, da. Când ai la îndemână, ok. Cine e în zona mea ca și furnizor de inputuri? Păi XYZ, firme, nu știu care, ce aduc alea? Păi aduc îngrășăminte, aduc pesticide, aduc alea, alea. Ia să vă și eu mă interesez. Așa că ar trebui să facă direct de la specialiști. Că până la urmă, cel care vinde produsul, îl interesează să meargă exact, cum spuneam mai devreme, pe termen lung. Să fie un parteneriat pe termen lung. Da, nu l-am păcălit în primul an și i-am tras-o și gata, la doilea an. Dar totuși, uite, Bogdan, vorbim despre niște comercianți, totuși. Sunt reprezentanții unor companii private care au niște interese comerciale, desigur. De ce nu mai vorbim de direcțiile agricole? De ce nu mai vorbim de consultanța agricolă? Chiar vei trece pe la vreo direcție agricolă prin zonele pe care vezi? Nu, i-am rugat foarte mult să ne ajute cu lista aceasta a fermierilor și nici până la ora asta nu am primit un feedback. E secret de stat, înseamnă. Păi, păi dacă n-ai primit, e secret de stat. Da, poate că este secret de stat sau poate că se urnesc mai greu. Nu au înțeles valoarea acestui proiect și poate nu știu că asta ar trebui să fie și implicarea lor. Eu insist, de ce nu avem consultanța agricolă? De ce s-a distrus acest sistem? Că era foarte bun. Aveam la un moment dat Agenția Națională de Consultanță Agricolă. Eu am lucrat, așa am ajuns eu în presa asta agricolă, pe vremea domnului Ilie Sârbu, da? Era ministrul agriculturii pe vremea aceea și funcționa foarte bine acest sistem al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă. Mergeam prin teritoriu, făceam o grămadă de delegații pe vremea aceea, vedeam cum funcționează acest sistem, cum merg prin câmp și fac demonstrații și cum sfătuiesc fermierii. Acum ne bazăm pe comercianți care au niște interese există comerciale. Există proiecte, după câte știu, la ora actuală, numai că merg foarte greu ca aceste camere agricole până nu la le avem, să... nu le avem, păi nu, nu aceste camere agricole să fie să, și să facă exact ceea ce și consultanță și... Nu, deci eu i-am sunat pe domnii aceștia de la direcțiile agricole și mi s-a spus, doamnă, vreți fermieri? Mergeți și discutați cu cei de la APIA, că au toate informațiile. Păi deci și voi n-aveți? N-am întrebat? N-am înțeles. Da. E o formă de răspuns. Și voi, de exemplu, Bogdan, v-ați luat listele de fermieri de la direcțiile agricole? Nu. Nici într-un caz, nu. Nu. Ne le-am luat din surse APIA, ne le-am luat din piață, din distribuție, din rețeaua noastră de distribuție. Ei, ne-am luat din teren. Din teren. Păi, ideea e că fermierii români, să știți că își fac calcule foarte logice. Ei se comportă ca la sfârșitul zilei ca niște businessmeni, adică își privesc agricultura ca un business. Ei trebuie să facă profit pentru că altfel au o problemă mare de tot. Și noi ca și companii la fel gândim că trebuie să fim alături de ei, trebuie să dezvoltăm o relație win-win. Eu nu pot să-mi permit să-i dau un produs care știu că îi va cauza probleme sau nu-l va ajuta, pentru că el nu mi-l va mai putea plăti. Și atunci eu am o problemă. Tu nu adică, poți să-ți recuperezi banii pe produs, da. Odată, foarte, foarte bine. Și în al doilea rând încep să-și calculeze, adică deja fermierul român calculează la substanța activă. Nu-i mai spui povești cu XYZ care se întoarce, că al meu are 2%, dar de fapt se face 180%. Nu, el își calculează, știe clar. Agrochimic foarte bine calculează. E un fermier foarte deschis la minte. Asta înseamnă calcule... că e interesat în ceea, da. Ce înseamnă, ceea ce pune el acolo, până la urmă, în brază și de acolo ce iese până așa la este. Au calcule de rentabilitate. Stăteam de vorbă cu domnul Viorel Nica, de la Agrichim Fetești, și spunea, dacă nu atingem producția X, nu știu, la... Da, nu câștigăm. Nu avem 4500, profit. Nu, gata, suntem terminați. Nu, terminați nu sunt, dar nu avem profit. În anul ăla e un an foarte greu. Înseamnă reduceri de toate felurile, se taie și așa mai departe. Pentru cineva care are credite. Reamintim, pentru că mai avem ultimul minut. Gata. Și de luni o veți vedea pe Patricia prin zona țării. Craiova, primul punct de plecare, 10:30 în curtea Mabă Utilaje. De acolo pleacă caravana, România, văzută din tractor, Patricia Pop. Călare pe un tractor, să spunem așa ceva, are cai putere și mulți, mai mulți cai putere, așa ceva. Împreună cu ea, noi vom fi alături de ea pe tot parcursul, prietenii, partenerii pe care o parte i-ați văzut luni, o parte i-ați văzut astăzi, o parte i-ați auzit prin telefon, sunt mult mai mulți.
împreună cu toți, către dumneavoastră, cei care urmăriți, fermierii, pe care noi încercăm să-i sprijinim prin tot ceea ce facem și putem. Mulțumim! Drum bun! Doamne ajută! Dimineața! Vă mulțumesc din suflet! Aștept încurajările voastre pe pagina de Facebook și salutul a proiectului. Tău. La sfârșit vreau să-l aud. Neața, bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața! Mulțumesc, Bogdan! Sper să ne mai vedem cu lucrurile mult mai punctate tehnice aici la noi, la AgroTV, și sunt sigur că vom fi mai aplicați pe alte emisiuni. Până una alta, neața, bună dimineața! De luni, împreună cu Patricia, chiar și la AgroTV. Seara faină tuturor! Succes, Patricia! Succes, România! Vostru interactor, expediția, cum mie îmi place să o numesc. Doamne ajută, mulțumesc! Ba.